Întrebarea e următoare. Dacă cineva ar fi venit mai înainte de acea lună la rău și le-ar fi spus ferice de tine pentru că ești încărcat, încovărat și gem de oșteneală. Și dacă i-ar fi spus vai ție de fericitule pentru că te bucuri, pentru că râzi, pentru că ești plin. Serios.
toate mântuirile am venit de la ea. Viața noastră trebuie să aibă perspectivă, trebuie să aibă fundament. Și întrebarea ar fi, suntem în adevărat ucenicii lui Hristos, dacă mă scrutează, dacă mă pătrunde cu ei așa, descoperă în mine o greutate care nu ar clădina pe nimeni și nimic, sau investesc viața mea fericire paradoxală care caută multiplicarea, modificarea, divertismentului, a plăcerilor. Dar niciodată nu caută fericirea. Vai dor celor cerului. Profetul Amos spune despre aceștia, care cred că ziua nenorocirii este încă de pas. Sigur, profetul Amos vorbea de venirea invazorilor și despre purtarea poporului Israel în exil. Dar trăiau ca și cum pe poporul n-ar fi venit niciodată. Acestora le spune. Iată că ei stau coloniți de pampuri de filteș și sunt întinși în așteptăturile lor. Și mănâncă miei din turmă și viței crescuți în staul. Se arată de bat și în cântece de tiră și în topa ecadatului se întreg în instrumente muzicale. Vreau din cupe vin și din pârca un terenului își fac mirește pentru uns și nu le pasă de prăbușirea casei miliose. Pentru aceasta ei vor fi duși în robie, în fruntea robilor și strigătul de bucurie al celor fără frânt, prăbușirea casei miliose. Eu aș pune această întrebare pentru mine și pentru dumneavoastră. Avem noi poate de casa miliose, care e biserica, comunitatea de credință, avem noi atâta prețuire, cine noi la ea, e biserica un loc reprezentativ pentru noi, e sufletul nostru aici sau în altă parte? E bucuria noastră aici sau în altceva? Sau la...